O porțiune de 300 de metri din strada Păcii a orașului Căușeni a fost asfaltată săptămâna curentă. Se întâmplă după ce primăria Căușeni a alocat aproximativ 1 milion de lei, iar de la o luni, autospecialele au apărut în zonă. Din luni sunt și lucrările, strada Păcii mi se pare că e scris. Da, ia, strada Păcii. Nu se înalța azi, a fost frezat. 4-5 cm, au scos din nivelările și gropile, pe urmă s-a plombat o parte, se vede o parte din strat care s-a plombat, s-a mai egalizat puțin drumul să nu fie chiar mari văgăuni și spune un strat de uzură, de 4-5 cm, 6 cm, dar depinde unde și să așează după finisul. Daniela Naval din Căușeni activează profesoară universitară la Facultatea de Urbanism și Arhitectură de la Universitatea Tehnică a Republicii Moldova. Crede că lucrările sunt executate conform tuturor normativelor. Sunt de la Facultatea Urbanism și Arhitectură, sunt de la Departamentul Căi Ferate, Drumuri și Poduri, chiar studenții noștri, absolvenții noștri, cred că muncesc aici și ne mândrim foarte mult. Vreau să vă zic că tehnologia e chiar respectată la maxim, lumea este echipată și mergând pe aici, acum, la moment, vreau să zic că este tot de nota 10. Chiar mă mândresc că în orașul meu natal, Căușeni, se face drumurile de o calitate superioară. Căușenii care activează și locuiesc în zonă spun că așteaptă de ani bune aceste reparații. Se face o părere foarte bună. Când vine pe aici era un glod, o nevoie, niște tranșei, niște, dar acum e foarte bine. Eu, acum când am văzut, m-am bucurat extrem de mult. El mai de mult început a scos bordiurile și a schimbat nou și acum am curățit. De vreo 3 de ăștia acolo au luat tot asfaltul și să pui altul deasupra. Era foarte rău aici, era foarte rău și văd că de-am lui bravo. Era foarte, să-i spun așa, nu era drept drumul, erau foarte multe locuri unde se aduna apa și îl distrugea și mai tare. Acum, după cum văd, se face drept, se face bine, se face frumos. A fost pus mai așa la margină. Marginile acestea de drum au fost puse anterior, au fost puse ceva timp în urmă, dar chiar drumul, asfaltul de pe drum a fost scos zilele acestea. Potrivit primarului interimar al orașului Căușeni, Valentin Căpățână, cele 3 milioane de lei alocate din fondul rutier primăriei orașului vor fi îndreptate pe această porțiune din strada Păcii și în sectorul Valului Traian.